Bine, bună ziua! Ședința este de interactivă, de clar deschisă. De la bun început, aș vrea să vă aduc la toți felicitări cu această zi. Consider că cu ajutorul Marelui Dumnezeu și prietenilor noștri de după votare, alții care vor bine Moldovei, se va schimba viața spre bine. Astăzi Moldova semnează acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun. Doi. Deci vreau să vă aduc și eu sincere felicitări cu ocazia alegerii instituției de audit control suprem financiar al stat la congresul EUROSAI, care și-a ținut lucrările săptămâna precedentă în Olanda, la Haga, cu alegerea Curții de Conturi Republicii Moldova în Consiliul de Conducere a EUROSAI, de rând cu celelalte 8 instituții de audit, din 47. Aș zice, poate chiar este cu o recare, poate că avans pentru Republica Moldova, dar asta vorbește foarte mult, clar, despre poziționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, atât în EUROSAI, INTOSAI, și noi trebuie să continuăm ca aceste instituții să fie eficiente și foarte eficiente, atât în țară, cât și după votare. Deci am fost într-o deplasare la invitația colegilor din Israel. Iată, este și doamna Mărica. Am fost invitat de către domnul Shapiro, președintele Curții de Conturi a Israelului. Și am participat la o reuniune cu prezența șefilor sau reprezentanții conducerii Asociației Internaționale Auditorilor Interni, din care fac parte peste 190 de țări a lumii. Am participat și la această reuniune. Vreau să zic că în Israel sunt 192 de auditori interni și chiar am vrut să văd și asta. Că noi avem, poate avem și lucruri bune, poate avem și probleme. Și eu cred că noi cu domnul ministru urmă să discutăm la acest capitol. 192 de auditori erau prezenți la această reuniune, care, de fapt, sub egida Curții de Conturi din Israel, are întruniri de 2 ori pe an. Eu cred că noi trebuie să reluăm ceva din aceste activități. A fost foarte plăcut că erau auditori interni la ministerii, instituții. Chiar mulți ori, de pe aici, de pe Telenești, de pe Lorhei, de pe Chișinău. Și eu și așa le-am spus, zic, Shalom, îmi pare că eu sunt acasă aici. Nu, bine, asta e așa cu titlul de introducere, într-adevăr. Acum, deci, până a declara ordinea de zi, vreau să ofer cuvântul domnului ministru finanțelor, domnul Arapu, e vorba de ziua funcționarilor publici și sunt niște diplome mari. Dumnealui, ca membru guvernului, m-am mânat astăzi la lucrătorii noștri aceste diplome care au fost în numele Guvernului, Guvernul semnat de domnul Leac, iar domnul Arapă le va mâna. Poftim! Stimați domnul ședinte, stimați membrii de Curții de Conturi,
Lorata Stilță. În primul rând, dați-mi voi și mie să vă arăt la felicitările domnul președinte cu această zi istorică pentru țara noastră. Să vă mulțumesc pe toți și în numele noastre colectivele care le avem în spate pentru munca depusă de a ajunge la această zi de semnare așa un acord. Responsabilitatea totală a noastră integrală a colectivelor, a ministerilor, este înainte de a le implementa și de a ajunge la rezultatele scontate după semnarea acordului. În al doilea rând, v-aș vrea să felicit toți colaboratorii Curții de Conturi cu sărbătoarea trecută Ziua Funcționarilor Public și în numele Guvernului să vă mulțumesc foarte mult pentru efortul depus în gestionarea corectă și transparentă a finanțelor țării. Cu acest prilej, Guvernul a luat o decizie și trei colaboratori a Curții sunt decorați cu diplome. Diploma de gradul 2, se conferă domnul Iurie Spasu, controlor de stat, principal curte de conturi pentru activitatea religioasă de Moșadă și cu prezerul în prezerul zilei funcționarului public. Vreau să spun că aceasta este rezultatul muncii a întregului colectiv a Curții de Conturi. Mulțumesc! Diplomă de gradul 2 se conferă doamnei Maria Stoianu, șef de direcție, Curtea de Conturi, pentru activitate profesioasă și de poșadă și cu prilejul zilei funcționarilor publice. Și diplomă de gradul 2 se conferă doamnei Tatiana Caragiolo, Cărăvăscu, șef de direcție, Curtea de Conturi pentru activitate profesioasă, nevoșată la și serioză din economică. Da, eu vă aduc cele mai sincere felicitări, pentru că ele au fost publicate și pe pagina noastră web, dar și să-i mulțumesc domnul ministru de cei că m-am dat aceste diplome și cred că pentru anul viitor, în afară de micile premii care, mă rog, ce aici avem, ce am băgat de admirat, și iată aceste diplome, poate că vom avea și alte posibilități. Acum trecem la activitățile noastre de bază. Cred că noi să ne ținem tonalitatea aceasta până la finele ședinței. Deci avem pe ordine de zi două chestiuni și trei rapoarte, sau trei rapoarte și două chestiuni, cum vreți. Așa de. Deci, raportul auditului, raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2013, raportorul Aureu Chiosa, controlor de stat. Principal, auditor public. Stimate domnule președinte. Da, îmi cer scuze, începând cu ziua de azi. Toate ședințele noastre se transmit online pe pagina Curții de Conturi. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, stimați onorată asistență. În prezenta ședință, Direcția Generală 1 propune spre examinare și aprobare proiectul raportului auditului asupra raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat de anul 2013. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat de anul 2013, elaborat de Ministerul Finanțelor în aspectele semnificative, este întocmit conform prevederilor legale
prezintă informația financiară bazată pe datele evidenței sistemului trezorerial și datele consolidate ale rapoartelor executorilor de buget. În continuare, voi relata principalele constatări și concluzii care se conțin în proiectul raportului auditului asupra raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013. Proiectul raportului de audit a fost întocmit urmare executării misiunii de audit care s-a desfășurat la Ministerul Finanțelor în temeiul programului activității de audit de anul 2014. Auditul de anotări că conform raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat, execuția de ansamblu a bugetului de stat a constituit la venituri circa 22,4 miliarde lei și la cheltuieli circa 23,9 miliarde lei. Acestea fiind sub nivelul prevederilor bugetare definitive cu circa 108,0 milioane lei și respectiv 629,3 milioane lei. Urmare, exercițiul bugetar a înregistrat un nivel de executare la venituri de 99,5% și la cheltuieli de 97,4%, deficitul bugetar fiind executat la nivelul de 73,7%. Comparativ cu anul 2012, se relevă tendința de creștere a veniturilor bugetului de stat cu circa 2,3 miliarde lei și la cheltuieli cu 2,2 miliarde lei. Concomitent, atestându-se descreșterea deficitului bugetar, care în rezultatul executării bugetare 2013 a constituit 1.464,5 milioane lei față de 1.985,8 milioane lei estimat. Concomitent, deficitul bugetar pentru anul 2013 a înregistrat o pondere în PIB de 1,5%, fiind în descreștere cu 0,3 puncte procentuale față de anul 2012, fapt ce denotă o tendință de consolidare a bazei bugetare fiscale. Urmare, rezultatul executării de casă, bugetului de stat, soldurile mijloacelor bănești pe toate componentele la finele anului 2013 au constituit 1.619,9 milioane lei, micșorându-se cu 129,9 milioane lei, comparativ cu situația la finele anului 2012. Totodată, verificările efectuate privind executarea bugetului de stat pe anul 2013 au relevat unele iregularități și problematici pe care le voi expune în continuare. Deși se atestă o îmbunătățire a situației privind planificarea veniturilor bugetului de stat, auditul constată că urmare execuției bugetare n-au fost executate 26 tipuri de venituri cu circa 361,2 milioane lei, iar alte 61 tipuri de venituri au fost executate cu depășirea nivelului precizat în sumă de circa 253,2 milioane lei. Totodată, se denotă că devierile cele mai semnificative între veniturile precizate și încasările efective se înregistrează în fiecare an la unele și aceleași tipuri de venituri. Taxa pe valoare adăugată, accizele la produsele din tutun, impozitul pe venit din activitatea de întreprinzători, granturi și altele. Totodată, se atestă că veniturile bugetului de stat au fost majorate cu 17,5 milioane lei, urmare reflectării incorrecte a mijloacelor achitate de Banca Comercială Invest Privat Bank S.A. în proces de lichidare pentru stingerea datoriei față de Ministerul Finanțelor, fapt care a influențat și la micșorarea deficitului în aceeași mărime. De asemenea, se denotă neîncasarea la bugetul de stat a mijloacelor în sumă de 3,4 milioane lei, aferente includerii în tariful la gazele naturale a 4 dolari SUA pentru 1000 metri cub, destinate recuperării cheltuielilor bugetului de stat, suportate la răscumpărarea cambiilor, emise de Guvernul Republicii Moldova pentru S.A. Gazprom din Federația Rusă. Ministerul Finanțelor, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal, n-a întreprins măsuri suficiente și rezultative pentru redresarea situației privind reducerea restanțelor agenților economici față de bugetul de stat, care la finele anului 2013 au constituit 1.432,6 milioane lei, din care plăți de bază în sumă de 721,9 milioane lei. Urmare, totalul restanțelor a fost în creștere cu 239,5 milioane lei față de anul 2012. Din restanțele înregistrate, 1.127,7 milioane lei sunt aferente veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat și 304,9 milioane lei administrate de Serviciul Vamal. Totalul cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2013 au fost executate în sumă de 23,9 miliarde lei, fiind asigurat nivelul de executare cu 97,4%. În rezultatul execuției bugetare, nu au fost valorificate limitele de alocație aprobate în suma totală de 629,3 milioane lei.
În aspectul componentelor, nivelul de executare a cheltuielilor bugetului de stat a variat între 82,6% și 98,9%. Cheltuielile de casă la componenta proiecte finanțate din surse externe a fost raportată incorect cu 44,4 milioane de lei, ceea ce a condiționat majorarea în aceeași mărime a totalului cheltuielilor executate de casă ale bugetului de stat, deficitului bugetar și totalului împrumuturilor din surse externe. În aspectul clasificației funcționale, se atestă că limitele de alocații la niciuna din grupele principale nu au fost valorificate integral. Astfel, din 53 executori primari de buget, doar 2 au utilizat pe deplin alocațiile bugetare aprobate, în rest, gradul de însușire a acestora a variat de la 69,6% până la 99,9%. Acest fapt, în unele cazuri, denotă capacitățile reduse ale executorilor de a valorifica plafoanele alocărilor bugetare pentru realizarea deplină a obiectivelor, în special utilizarea mijloacelor din proiecte finanțate din surse externe, mijloacelor și fondurilor speciale, precum și insuficiența de mijloace la componenta de bază a bugetului de stat. Auditor elevă că rămâne problematică tendința de creștere a cheltuielilor bugetului de stat pentru achitarea titlurilor executorii, care în anul 2013 a constituit 42,0 milioane de lei, majorându-se cu 5,9 milioane de lei față de anul precedent. Concomitent, se denotă că distribuirea și utilizarea mijloacelor alocate din fondul de rezervă al Guvernului, în unele cazuri, s-a efectuat cu unele abateri de la normele regulamentare, iar nerestituirea soldurilor neutilizate are impact asupra generării datoriilor debitoare. Astfel, neconformitățile admise la acest capitol fac posibilă utilizarea unor fonduri publice fără a fi supuse principiilor generale de planificare și utilizare aprobate prin limite bugetare. Se constată că nu există reglementări privind gestionarea situațiilor de finanțare a fondului rutier în cazul neacumulării sau supraacumulării surselor de constituire a acestuia. Concomitent, fiind atestată lipsa unei raportări unice și integre, având în vedere administrarea unei părți al fondului rutier de către autoritățile publice locale. Totodată, se relevă că în cazul când mijloacele fondului rutier sunt integrate la componenta de bază a bugetului de stat, modalitatea finanțării cheltuielilor ca linie de transferuri nu permite Ministerului Finanțelor să dispună de pârghii legale referitor la eventualele disponibilități rămase neutilizate la finele anului bugetar. În acest context se menționează că la finele anului 2013, din mijloacele alocate din fondul rutier, au rămas nevalorificate 76,8 milioane lei. Exercițiul bugetar 2013 atestă creșterea datoriilor creditoare și debitoare cu 83,5 milioane lei și respectiv 239,8 milioane lei. Comparativ cu anul 2012, ca rezultat al executării cheltuielilor efective de către executorii de buget peste limitele alocațiilor stabilite, nefinanțării depline a cheltuielilor, achitării de către executori, a bunurilor și serviciilor în avans. Deși Ministerul Finanțelor a întreprins unele acțiuni în vederea consolidării managementului finanțelor publice, inclusiv prin conformarea la cerințele și recomandările Curții de Conturi, auditul atestă un nivel relativ redus de executare a recomandărilor Curții de Conturi. Urmare exercițiului bugetar, s-a înregistrat un nivel de executare la venituri de 99,5 și la cheltuieli de 97,3%. În contextul constatărilor, auditul a formulat mai multe recomandări care au scopul de a contribui la îmbunătățirea managementului finanțelor publice. În final, echipa de audit, în baza activităților desfășurate, concomitent cu constatările relatate în proiectul raportului, precum și având în vedere responsabilitatea Ministerului Finanțelor pentru executarea bugetului de stat prin metoda de casă, a concluzionat că raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013 a fost elaborat în conformitate cu prevederile acceptate și prezintă informația financiară bazată pe datele de evidenție sistemului trezorerial și consolidarea datelor rapoartelor executorilor de buget, fiind exprimată opinie fără rezerve asupra raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013 la componenta executare de casă. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, în contextul celor menționate, proiectul raportului sus nominalizat se propune pentru examinare și aprobare. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Da, mulțumesc frumos. Poftim membrii Curții de Conturi.
am abordat problema cu acești patru doar și nu era răspuns la întrebare. Întrebarea mea constă din două părți. Prima, până în 2013 inclusiv, sau mai bine zis până în 2012 inclusiv, dacă, într-adevăr, această taxă, să spunem așa, quasi taxă, a fost acumulată și a fost folosit conform destinației, a doua parte a întrebării, care este poziția Ministerului și unde sunt divergențele? Pentru că, după unele date, această taxă și-a jucat rolul său și, conform unor politici în domenii tarifare, această taxă se consideră la moment deja nerelevantă, de aceea am vrea să cunoaștem poziția tranșantă a echipei de audit și dacă echipa nu răspunde la întrebarea respectivă, atunci posibil top managementul Ministerului ca să plenul de curții să aibă o abordare mai complexă pentru a lua o decizie cât de echitabilă și absolut obiectivă. Referitor la plenitudinea încasării veniturilor din aceste taxe, pot să vă comunic că pentru perioada inclusiv și anul 2012 a fost făcut un control de serviciu fiscal de stat, ținând cont de faptul de achitare integrală a acestor mijloace, fiind constatat mici abateri de circa 500 de mii de lei. Referitor la aceste mijloace, dacă au fost sau nu integral, echipa de audit s-a exprimat și a spus că pentru recuperarea acestor cheltuieli de la bugetul de stat pentru achitarea datoriilor cambiilor, au fost achitate mijloacele, inclusiv suma de 3,4 milioane de lei, care urmează a fi achitată la bugetul de stat pentru a răscumpăra toate cheltuielile suportate de buget pentru achitarea cambiilor. În general, de aceste surse care s-au acumulat au fost folosite după destinație. Da. Opțiunea Ministerului, că dumneavoastră ați discutat factorul decizional din cadrul Ministerului, care este opțiunea Ministerului și care e opțiunea auditului extern? Unde este emergența? Dacă este. Opțiunea echipei de audit este ca să întreprindă măsuri pentru a solicita încasarea integrală a mijloacelor de la Moldova Gaz, pentru a se putea acoperi cheltuielile bugetului de stat pentru achitarea cambiilor. În suma menționată în raport, 3,4 milioane lei. Bine, acolo este relatat, este corespondența dintre Ministerul Finanțelor și Moldova Gaz. Acum, dacă se va ajunge la probleme, va fi necesar și implicarea noastră. Bun. Alte întrebări? Nu sunt toate lucruri. Da, dar dacă nu e deranjant pentru entitate și pentru deci, auditorii noștri, să audiem faci trei rapoarte, să nu ieșim de trei ori la... și într-o dinamică așa mai... astăzi, când îmi considerați că este o zi aparte, da. Poftim raportul auditului managementului datoriei publice pe anul 2013 la Ministerul Finanțelor și Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor. Irina Demoi-Costolani. Felicitări! Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată asistență. În prezenta ședință se prezintă spre examinare și aprobare raportul auditului managementului datoriei publice pe anul 2013 la Ministerul Finanțelor și Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor.
Proiectul raportului de audit a fost întocmit în rezultatul misiunii de audit efectuate la Ministerul Finanțelor și Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor, cu colectarea probelor la Banca Națională a Moldovei și trei unități de implementare a proiectelor investiționale finanțate din surse externe în temeiul programului activității de audit pe anul 2014. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile asupra faptului că Ministerul Finanțelor și Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor realizează managementul datoriei publice conform cadrului legal. În continuare, voi relata principalele constatări și concluzii care se conțin în proiectul raportului de audit, acestea fiind bazate pe activitățile de audit efectuate și procedurile aplicate. Rezultatele auditului asupra managementului datoriei publice relevă că Ministerul Finanțelor a întreprins măsuri în vederea îmbunătățirii evidenței, raportării și monitorizării datoriei publice. Constatările și concluziile auditului confirmă că raportul privind situația în domeniul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2013, ca parte componentă a raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013, a fost elaborat în conformitate cu datele înregistrate în registrele de stat privind datorie de stat, garanțiile de stat și recreditare de stat, cu datele generate de sistemul informațional DANFAS, precum și cu datele privind executarea de casă a bugetului de stat din sistemul trezoreriei de stat. Se menționează că soldul datoriei de stat externe, soldul datoriei de stat interne și cheltuielile bugetului de stat pentru deservire la 31 decembrie 2013 au fost în corespundere cu plafonul stabilit prin legea bugetară anuală. Soldul datoriei publice constituie 31,9 miliarde lei, acesta fiind format din datorie de stat în sumă de 23,5 miliarde lei, datorie Băncii Naționale a Moldovei 5,8 miliarde lei, datorie întreprinderilor din sectorul public 2,3 miliarde lei și datorie unităților administrativ-teritoriale 0,3 miliarde lei. Totodată, se atestă creșterea datoriei publice cu 2,6 miliarde lei față de anul precedent. Soldul datoriei de stat, comparativ cu aceeași situație anului precedent, a înregistrat o majorare cu 11% sau cu 2,3 miliarde lei, ca urmare a creșterii datoriei de stat externe cu 1,8 miliarde lei și datoriei de stat interne cu 0,5 miliarde lei. Ponderea datoriei de stat în PIB a constituit 23,6% sau mai puțin cu 0,5 puncte procentuale față de anul 2012. Datoria întreprinderilor din sectorul public și a unităților administrativ-teritoriale constituie 2,3 miliarde lei și respectiv 0,3 miliarde lei. Arieratele la împrumuturile sectorului public au înregistrat valoare de 0,4 miliarde lei. Soldul debitorilor garantați față de Ministerul Finanțelor pentru împrumuturile interne și externe acordate, conform datelor raportate, constituie 388,3 milioane lei sau cu 15,9 milioane lei mai puțin decât la începutul anului. Din suma datoriei totale, 316,1 milioane lei sau 81,4% reprezintă datoriile cu termen de achitare expirat. Soldul datoriei beneficiarilor recreditați a constituit totalul echivalent a 3,8 miliarde lei, din care datoria expirată 0,5 miliarde lei. Probele de audit colectate la Banca Națională a Moldovei au atestat conformitatea raportării soldului datoriei BNM cu datele înregistrate în evidența Ministerului Finanțelor. În vederea monitorizării continue a riscurilor și evitării expunerii majore a portofoliului datoriei de stat față de anumite tipuri de risc, de către Ministerul Finanțelor au fost stabiliți parametrii de risc reieșind din structura curentă a portofoliului. Astfel, în scopul dezvoltării piețelor valorilor mobiliare de stat, Ministerul Finanțelor modifică structura emisiunii VMS, preferința fiind acordată VMS cu termen mai lung de circulație. De asemenea, Ministerul Finanțelor, în comun cu Banca Națională a Moldovei, a ajustat cadrul normativ aferent valorilor mobiliare de stat la condițiile de implementare a platformei unice de tranzacționare a instrumentelor monetar-valutare. Auditul constată că, în pofida măsurilor întreprinse de către Ministerul Finanțelor, rămâne problematică respectarea conformității raportării de către întreprinderile din sectorul public și unitățile administrativ-teritoriale a soldului datoriei publice. Astfel, prin prisma responsabilităților cererii, atât prezentul audit,
cât și auditele precedente atestă că unele dintre acestea nu s-au responsabilizat în acest sens. În așa mod, din raportare de către 10 subiecte datoriei publice, care aveau înregistrate datorii până la finele anului 2011 în sumă de 160,4 milioane lei și până în anul 2012 în sumă de 259,9 milioane lei, au condiționat modificarea pe parcursul anului 2013 a soldului datoriei publice cu 420,3 milioane lei. De asemenea, verificările auditului asupra conformității prezentării Ministerului Finanțelor a rapoartelor privind înregistrarea împrumuturilor și a rapoartelor trimestriale privind soldul datoriei au atestat că unele întreprinderi din sectorul public și unități administrativ-teritoriale nu s-au conformat prevederilor reglementare, prezentând aceste rapoarte cu întârziere de până la 237 de zile. În aceste circumstanțe, Ministerul Finanțelor nu deține informații veridice referitoare la monitorizarea situației cu privire la datoria publică, în special în structura datoriei întreprinderilor din sectorul public și a unităților administrativ-teritoriale. În scopul implementării recomandărilor Curții de Conturi, Ministerul Finanțelor, prin intermediul instituțiilor subordonate, a identificat 12 întreprinderi din sectorul public și unități administrativ-teritoriale care nu au prezentat în termen rapoartele pentru trimestrul 4 al anului 2013 privind debursările și deservirea datoriei, acestora fiindu-le aplicate măsurile de sancționare conform competențelor. Analogic anilor precedenți, auditul atestă nevalorificarea în termen a resurselor împrumuturilor externe, condiționată de tergiversarea procedurilor de implementare, neîndeplinirea unor condiții contractuale, precum și de neutilizarea tuturor instrumentelor financiare stabilite în acordurile de finanțare, ca urmare fiind atestate cazuri de anulare de către creditorii externi a unor părți din împrumuturile externe contractate. Astfel, cumulativ până la situația din 31 decembrie 2013, au fost anulate din 29 împrumuturi sume de circa 1,1 miliarde lei, dintre care în anul 2013 58,3 milioane lei, aferente a 6 împrumuturi contractate de la Banca Mondială. De asemenea, auditul a atestat extinderea perioadei de valorificare pentru unele împrumuturi, în aceste condiții fiind majorată rata dobânzii la aceste împrumuturi, condiționând costuri suplimentare bugetului. Analiza auditului, referitor la circumstanțele care au condiționat un grad redus de valorificare a resurselor externe contractate, precum și restituirile unor sume din împrumuturile externe, din totalul împrumuturilor contractate, a constatat următoarele. Manualul de operațiuni al programului de restructurare a sectorului vitivinicol, a cărui procent de valorificare a resurselor constituie 24,5%, prevede că finanțările pentru beneficiarii finali urmează a fi acordate prin intermediul liniei de credit, investițiilor directe sau injectărilor de capital, garanțiilor pentru împrumuturi și operațiunilor de leasing pentru echipamente. Acțiunile auditului au stabilit că până în prezent, unitatea de implementare din instrumentele financiare nominalizate au utilizat pe deplin doar componenta liniei de credit, lansată în anul 2012. În ceea ce privește utilizarea celorlalte instrumente, se atestă că în prezent se elaborează procedurile de lucru și politicile privind doar operațiunile de leasing, urmând să fie aprobat manualul de operațiuni. Verificările auditului referitor la nivelul de valorificare a resurselor proiectului Agricultura Competitivă au constatat că din totalul surselor au fost utilizate 2,8%, acesta fiind condiționată de mai mulți factori care au influențat executarea în termen a activităților preconizate, precum anularea unei licitații, neobținerea certificatelor de urbanism și aprobărilor necesare, tergiversarea procesului de informare și sensibilizare a potențialilor beneficiari. La momentul efectuării auditului, conform informații din 31 mai 2014, nivelul de valorificare a surselor a constituit doar 16,5%. De asemenea, probele colectate referitor la nivelul de valorificare a resurselor aferente proiectului de ameliorare a competitivității au relevat că în rezultatul acestui nivel de valorificare au fost restituite creditorilor externi mijloacele neutilizate în valoare totală de 265,9 mii drepturi speciale de tragere,
inclusiv din contul împrumuturilor acordate 249,4 mii de sete și din contul unui grant 16,5 mii de sete. Se atestă că din totalul creanței de 428,5 milioane lei reluate de Ministerul Finanțelor pentru emiterea obligațiilor de stat, urmare a procesului de lichidare a băncii comerciale Invest Privat Bank, până la momentul actual au fost transferate la bugetul de stat din valorificarea activelor acestea doar 51,5 milioane lei. Se menține problematica recuperării de plină la bugetul de stat a datoriilor debitorilor garantați pentru împrumuturile interne și externe acordate, cât și a datoriilor beneficiarilor recreditați, care la situație din 31 decembrie 2013 au constituit circa 4,2 miliarde lei, inclusiv 0,8 miliarde lei sau 19,5% constituie datorie cu termen de achitare expirat. Examinările auditului asupra conformității administrării mijloacelor financiare destinate în recreditării de către Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor nu au stabilit irregularități datorită implementării și respectării proceselor și procedurilor în conformitate cu condițiile stabilite în manualele de operațiune. Auditul denotă că, în vederea asigurării implementării recomandărilor înaintate prin hotărârea precedentă a Curții de Conturi, Ministerul Finanțelor, pe parcursul anului 2013, a întreprins un șir de măsuri pentru remediere deficiențelor constatate de auditul precedent, fiind executate în totalitate 7 recomandări și cerințe, sau circa 78% din nou înaintate de către auditul precedent. Totodată, actualul audit denotă persistența unor probleme, aspectele date fiind abordate repetat la compartimentele respective din raportul de audit, fiind înaintate și reiterate după caz recomandările corespunzătoare. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, în contextul celor menționate, proiectul raportului sus nominalizat se propune pentru examinare și aprobare. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Bine, mulțumesc, Irina, poftim. Și întrebări au pe mine, se poate. Dragă Irina, am și o întrebare. De fapt, datoria de stat este formată datorie internă și externă. Da. Care este structura valutelor în această datorie externă? Este la Este, da? Este, avut un impact asupra datoriilor, deprecierea valutei naționale. Evident, deprecierea care sumă, dacă deprecierea valutei naționale în raport cu valutele străine a influențat modificarea soldului datoriei de stat în lei. În valută rămânând aceeași, sumele sunt indicate în raportul de audit. Este concret indicată și depreciere. Bine, cum credeți că influențează utilizarea acestor bani, promutați, granturi și mai departe la un nivel atât de scăzut? Care sunt cauzele, viziunile dumneavoastră? De capacitățile instituționale reduse, birocrație care, mă rog, mai e responsabilitate. Sunt diferite cauze și din proiectele instituționale pe care le-am analizat, am stabilit că principalele cauze sunt tergiversarea procedurilor de achiziții, neîndeplinirea unor condiții contractuale, anularea unor licitații, capacitatea redusă de informare a potențialilor beneficiari de a fi finanțați în cadrul proiectelor respective. Da, mulțumesc frumos. Într-adevăr, cu licitațiile astea și cu achizițiile publice, noi de acum, nouă dată, am venit în această situație. În țară e o problemă și este o boală cronică și îmi pare că chestiunile astea pot fi rezolvate numai prin metoda chirurgicală. Deci vorbim atât despre banii publici utilizați pentru construcția drumurilor. Avem afară astăzi, de acum, iată începutul lui iulie.
este o zi 24 iulie, dar încă achizițiile publice în domeniu, concursurile care firme și mai departe se vor ocupa de asimilarea acestor bani, încă nu-i hotărât. Și rămân. Septembrie și octombrie să încep ploile, frig, și urmă iar să încep. Luăm credite, plătim procentul bancar, deținem polița an la rând, pe urmă ne liem. Granturile care ne le acordă unele țări străine, ca rezultat a neutilizării acestor bani, ei îi iau înapoi. Am avut semnale de astea, au fost și la noi și chiar auditori de la Curtea de Conturi Europeană și ne-au informat despre acest lucru. Nu cred că asta e, nu-i pentru audit, noi trebuie să constatăm, dar sunt ministere care sau sunt factori care sunt responsabili de acest lucru. Nu, bravo, Elena. Al doilea raport, da? Căsătoria influențează pozitiv. Da. Nu bine. Și celălalt raport, domnul Iuriel Demurat, raportul auditului asupra sistemelor informaționale de management la Ministerul Finanțelor și Directoratului Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor la întreprinderi de stat FinTech Inform. Stimate președinte, domnul președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, domnul ministru, onorat asistent, stimați colegi. Potrivit programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2014, potrivit programului comun a auditului paralel și coordonat al sistemelor informaționale de management al datoriei publice, realizat în cadrul grupului de lucru Intosight, Direcția Audit Tehnologiei Informaționale a efectuat auditul sistemelor informaționale de management al datoriei publice la Ministerul Finanțelor, Directoratul Linii de Credit la Ministerul Finanțelor. Rezultatele auditului sunt reflectate în raport prezentat spre audiere în ședința de astăzi. În cadrul misiunii de audit, echipa și-a identificat drept obiectiv general evaluarea eficienței activităților de automatizare în domeniul managementului datoriei publice prin prisma furnizării de rezultate, respectării cadrului legal specific cu identificarea problemelor și constrângerilor aferente domeniului, precum și au identificat metodele și căile adecvate de optimizare a rezultatelor. Obiectivul specific al auditului urmează să răspundă la întrebarea: au fost realizate scopuri trasate aferente automatizării registrului de stat din domeniul managementului datoriei publice, ținute de Ministerul Finanțelor. Potrivit legii 419, în scopul ținerii evidenței tuturor obligațiunilor directe și condiționate ale Republicii Moldova, acordate din mijloace obținute din împrumuturi de stat interne și sau externe, Ministerul Finanțelor este unicul organ autorizat să instituie și să țină următoarele registre de stat: registrul de stat privind datorie de stat, registrul de stat privind garanție de stat și registrul de stat privind recreditare de stat. Conform articolului 8 al legii menționate, în mod expres este consemnat faptul că registrele de stat se țin de Ministerul Finanțelor în formă electronică și sunt unicele înregistrări oficiale privind obligațiunile directe și condiționate ale Republicii Moldova, precum și privind recreditarea de stat. Aspectul ce țin de modul de instituire, înregistrare, ținere, rapoartele juridice ce apar în cadrul acestor procese, precum și tipul registrului și forma de ținere a acestora, sistemul registrului de stat și principiile generale de interacțiune a registrului de stat, condițiile de ținere a registrului de stat, precum și cerințele față de acestea, sunt specificate de legea specială cu privire la registre. Conform articolului 1, prezenta lege se extinde asupra tuturor tipurilor de registre, indiferent de forma de proprietate și modul de ținere a acestora. Potrivit articolul 26 din prezenta lege, forma electronică de ținere a registrelor se realizează prin intermediul constituirii unei resurse informaționale, care reprezintă ansamblul obiectelor informaționale cu utilizarea sistemelor informaționale corespunzătoare. Totodată, sistemul informațional automatizat, destinat la ținerea registrului de stat, urma să fie introdus în registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat și certificat în mod prevăzut de lege.
Sistemele informaționale utilizate în cadrul entităților urmează să asigure eficientizarea business proceselor aferente managementului datoriei publice, precum și să minimizeze riscul și eventuale efecte negative legate de factorul uman, erori și sau pasibile intenții frauduloase. În scopul minimizării implicării factorului uman în activitatea de gestionare administrarea datoriei publice, un rol important i-a fost atribuit automatizarea gestiunii proceselor aferente domeniului, fiind inițiat procesul de ținere a registrului de stat sub formă electronică automatizată. În fapt, Ministerul Finanțelor, până la aprobarea legilor specificate mai sus, a utilizat aplicația Sistemul Informațional DANFAS, destinat gestionării datoriei, și Sistemul Informațional Credit 2000, destinat gestionării procesului de recreditare. Ulterior, cu suportul FinTech Inform, au fost create unele aplicații auxiliare, accesul Oracle și aplicațiilor, ce asigură legătura cu sistemul informațional de FAS pentru evidența datoriilor interne, lucru care a făcut posibil schimbul de informații și înregistrarea acordului datoriei interne, precum și îmbunătățirea procesului de raportare. Reieșind din faptul că DANFAS reprezintă o soluție software procurat la pachet, adaptarea acestor necesităților Ministerului Finanțelor au fost limitate. Adaptarea și actualizarea la privirea normativ legale au fost efectuate sub egida e-laboratorului, unctat cu suportul FinTech Inform, dar nu s-au soldat cu automatizarea tuturor procesurilor referente domeniului auditat, integrarea tuturor registrelor nu a avut loc. La moment, DANFAS asigură doar o parte din procesul de raportare necesară entității, totodată aplicațiile utilizate la ținerea registrului de stat nu au fost certificate. Se menționează că soluțiile aplicate la moment întâmpină un șir de probleme tehnice și constrângeri ce nu permit automatizarea proceselor aferente și implică risc asociate utilizării acestora, dintre care specificăm dependența totală de e-laborator, înctat. Multe din problemele tehnice nu au fost înlăturate o perioadă îndelungată de timp și încă persistă. Totodată, versiunea 5.3 a soluției este una moral învechită, din 2009 fiind elaborată versiunea 6.0. Sistemul informațional DANFAS nu prezintă o soluție complexă ce ar satisface cerințele privind automatizarea procesului intern al Ministerului Finanțelor aferente domeniului auditat. Astfel nu poate fi asigurată eficientizarea activității. În condițiile nivelului nesatisfăcut al controlului general de TI și învechirea echipamentului pot avea loc evenimente care ar compromite securitatea, integritatea și disponibilitatea datelor, posibilitatea corupirii, deteriorării sau modificării neautorizate a datelor nu poate fi complet eliminată, iar în cazul producerii nu va putea fi identificată. Capacitățile funcționale, precum și posibilitățile de interacțiune informațională, nu pot asigura atingerea obiectivelor de automatizare a business procesului Ministerului Finanțelor în domeniul auditat. Pentru bună funcționare a aplicațiilor utilizate, este necesară interoperabilitatea acestora și realizarea schimbului de date în mod automatizat, fără implicarea factorului uman. Pe slide am prezentat procesul de aferent ținerii registrului de stat, unde este iconița X, da, reprezintă MS Excel și Access, care sunt gestionate de, sau sunt utilizate în mod manual de către reprezentanții direcției și permit migrarea, importul în baza selecțiilor în baza selecțiilor indicate de către persoane a informațiilor în sistemul informațional de DANFAS. Schimbul eficient de date poate afecta calitatea informațiilor conținute în registrul de stat. Astfel există risc ca acestea să nu corespundă cerințelor de integritate, exactitate și veridicitate a datelor. În prezent, Ministerul Finanțelor, precum și multe instituții de stat, se confruntă cu probleme în asigurarea unei gestiuni eficiente a domeniului TIC în sfera auditată din mai multe motive. Aș vrea să le enumăr. Lipsa viziunii conceptuale privind dezvoltarea și mentenanța sistemului informațional de management al datoriei publice, lipsa priorităților direcției de investiții, inclusiv financiare, nivelul general scăzut al cunoștinței și cultura angajați în domeniul securității informaționale, lipsa directivelor strategice de dezvoltare a domeniului TIC și necorelarea inițiativelor în domeniul cu obiectivele strategice ale instituției, investițiile nesemnificative și lipsa de continuitate în domeniul auditat,
În acest ordin de idei, orice tentativă de automatizare este pusă unui risc considerabil, nefiind posibilă asigurarea eficienței și eficacității business-proceselor interne ale Ministerului Finanțelor. Dimensionat că domeniul managementului datoriei publice se identifică ca fiind un domeniu important pentru realizarea obiectivelor entității și se consideră oportună examinarea posibilității automatizării sistemului informațional de management al datoriei publice în întregime. La capitolul executării recomandării anterioare, putem constata că acestea au fost executate parțial și acțiunile întreprinse pentru ameliorarea situației din domeniu nu au avut un impact considerabil pozitiv asupra procesului de gestionare a datoriei publice și asupra ținerii registrului de stat în formă electronică. Totodată se menționează că sistemul informațional de înfas, versiunea 6.0, ieșind din cerințele și prevederile legale ale Republicii Moldova, nu va satisface necesitățile funcționale, precum și nu va soluționa acele provocări apărute pentru Ministerul Finanțelor, fără o analiză complexă asupra business-proceselor și necesităților domeniilor de gestionare a datoriei publice. Se concluzionează că, datorită deficiențelor și problemele existente, sistemul informațional de înfas și aplicațiile ce sunt cel suplimentează, nu poate fi considerat pasibil utilizării sau extinderii într-o atingere obiectivului strategic în domeniul gestionării datorii publice și formării registrului de stat. Astfel conchidem importanța orientării cât mai operative a tuturor instituțiilor interesate, Ministerul Finanțelor, Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, Banca Națională a Moldova, Directoratul prin decret prin Ministerul Finanțelor, Fintech Inform, spre segregarea eforturilor și conlucrarea eficientă într-o crearea unei noi soluții complexe, fiabile și scalabile unice, necesare gestiunii automatizate a managementului datoriei publice, soluția tehnică existentă de înfas și credit 2000 urmează a fi gestionată eficient până vor exista premise și vor fi respectate condițiile necesare creării noi soluții, în conformitate cu necesitățile funcționale și strategiile ale tuturor părților interesate. Se menționează că în cadrul misiunii de audit au fost discutate în detaliu problemele tehnice identificate, au fost transmise coordonate toate documentele de lucru, precum și au fost reflectate unele opinii și comentarii a entității supuse auditului. În contextul în care, în cadrul ședinței plenare, entitatea va prezenta noi argumente, comentarii și proprii concludente, informăm plenul Curții de Conturi că acestea vor fi analizate și după caz reflectate în raport final. Domnul Murare, ați accentuat un raport de versiune sistemului informațional din FAX 5.3, este micit. Da. Este și versiune nouă, care noi am auzit-o și la grupul de lucru a intosarului care a avut un apel la Chișinău. Cred că ați discutat așa și pus în raport că ați discutat persoana responsabilă la Ministerul Finanțelor. Care e perspectiva? Ce au de gândit să facă Ministerul Finanțelor? Fără altă versiune de interiază sau la altceva? La moment, Ministerul Finanțelor trebuie să decide asupra faptul sau asupra formei de ținere registrului de stat, din cauza că în viziunea entității, registrele de stat menționate, ele nu sunt interpretate în calitate de niște dări de seamă sau rapoarte. Și în hotărâre guvern cu privire la registrele de stat nu este menționat despre legea specială cu privire la registre și nu se ține în conformitate cu normele legale, normativele legale. Soluția de înfas 6, ea este un produs la pachet. El este un produs standard care fără o actualizare sau fără o ajustare la legislația sau la normativele legale ale Republicii Moldova, nu va realiza sau nu va contribui la ținerea registrului de stat. În continuare vor fi utilizate unele aplicații suplimentare, factorul uman nu va fi exclus și în viziunea mea, la moment, entitatea cunoaște toate funcționalitățile de care are nevoie. Ar putea să, că, de fapt așa ar trebui să fie din start, ar putea să creeze un caiet de sarcini pentru a realiza un soft, o aplicație nouă, sau un caz în care de-a fas asigură toate cele funcționalități identificate de către entitate, să utilizeze. Mulțumesc, poftim, întrebări. Mulțumesc,
Bine, ia să vedem și ne spune doamna Elena Matveieva, șefa Direcției Generale Datorii Publice a Ministerului Finanțelor. Cum facem? Mă dă la toate. Nu o să fie greu? Bine, mulțumesc frumos. Eu împărtășesc asemenea poziție. Da. Eu tot am procedat așa. Le-am spus, las că dă-mi și mă lăburesc de o casă. Mi-am la pregătit. Stimați domnul Șchinte, stimați membrii curții, onorată asistență, în primul rând, aș dori să mulțumesc foarte mult echipelor de audit care au lucrat la Ministerul de Finanțelor, deoarece procesul de audit de an în an devine nu un proces pur și simplu de a constata unor fapte care se întâmplă în executarea bugetelor și altor atribuții ale Ministerului, dar devine un proces creativ de muncă colectivă, atât a Ministerului Finanțelor, cât și cu ajutorul auditorilor. Exact în această perioadă, când se analizează rezultatele lucrurilor pe anul precedent, noi vedem și împreună creăm acele regulamente, idei și proiecte de modificare a legislației, de perfecționare a mecanismelor de reglementare, care ne permit pentru anii viitori de a evita orice posibilități de interpretare greșită a legislației în vigoare și de a elimina acele puncte slabe în implementarea bugetului de stat, în executarea lui, în planificarea corectă a veniturilor și a cheltuielilor și tuturor aspectelor legate de administrarea finanțelor publice. Conlucrarea cu echipa a fost, cu echipele, vreau să spun că a fost foarte bună. Noi am avut nenumărate discuții pe parcurs, ce ne-a permis multe probleme să le clarificăm pe parcursul discuțiilor și să găsim soluții concrete și care vor fi și deja sunt unele implementate prin modificarea unor acte normativele atât a Ministerului de Finanțe, cât și urmează a fi introduse în proiectele de acte legislative care îmi permite până la urmă să rezolvăm problemele existente. În ce privește raportul, el întocmai reprezintă toate acele probleme, toate acele constatări aferente anului bugetar 2013. Dacă vorbim despre venituri, în oricare măsură este bine, din punctul nostru de vedere, că programarea generală a veniturilor s-a ajuns la așa un nivel de 99,5% ca prognoză. Nimeni nu este perfect, trebuie să fim realiști. Orice buget este o prognoză, până la urma urmei, care îți dă o deviere până la 5% în sus, în jos, de foarte mulți, independent de foarte mulți factori. Și în primul rând, dezvoltarea economică care este în țară. Trebuie să ne bucurăm, în primul rând, de faptul că anul trecut economia țării a crescut semnificativ, cu 8,9% și noi, la rândul nostru, Ministerul Finanțelor, organele sale, toate ministerele, departamentele, a contribuit la colectarea și executarea în procentele raportate astăzi a bugetului de stat. Însă nici aici nu trebuie să ne mulțumim cu rezultatele obținute. Sigur că avem multe lucruri de făcut și toate recomandările care au fost făcute în acest domeniu sunt corecte din punctul nostru de vedere. Noi le acceptăm și ne asumăm responsabilitatea de a le implementa acele măsuri necesare pentru executarea recomandărilor. Ce privește partea de venituri, sigur, semnificativ a fost faptul că comerțul exterior a fost
mult mai mic ca volum decât cel prognozat, undeva 600 și ceva de milioane de dolari, care ca efect are mare asupra taxei valoare adăugată. Asta a fost principalul factor din executare a veniturilor la TV, dar în general putem să spunem că pe anii ce trece prognoza asupra veniturilor este mult mai corectă. Desigur, trebuie să luăm în considerație și asta noi prevedem și practic și în proiectele de legi care noi întâlnim acum în Parlament. Nu totdeauna putem noi să obținem această precizie, deoarece factorii externi care influențează foarte și foarte mult asupra economiei Republicii Moldova și asta noi vedem deja pe rezultatele primului 6 luni anului curent, joacă un rol foarte mare și au o influență directă asupra veniturilor țării pe parcursul anului. O altă parte importantă din constatările curții este partea de cheltuieli. Sigur, sunt o serie de factori obiectivi, dar sunt și factori subiectivi în ce privește executarea părții de cheltuieli. Noi putem să spunem că da, în mare măsură, neexecutării părții de cheltuieli este legată de proiectele de finanțare externă, care au a lor reguli de joacă, care au a lor reguli de dezbursare, dar nici cu asta nu trebuie să ne măsurim. Regulile sunt făcute pentru, nu pentru o țară, Republica Moldova, regulile sunt făcute în general pentru toți creditorii sau beneficiarii asistenții financiare de la instituțiile financiare internaționale. Și dacă pot alții, înseamnă că trebuie să putem și noi. Trebuie să ne perfectăm instituțiile, să ne perfectăm mecanismele de planificare, în primul rând, ca acele angajamente care ne le asumăm să fie executate și implementate, deoarece până la urmă acești donatori, aceste programe de dezvoltare care le au instituții financiare internaționale, cât și donatorii bilaterali, sunt în favoarea noastră, nu în defavoarea noastră. Și nu este plăcut să ascultăm și nu este normal când vin și ne roagă insistent mulți dintre donatori să întreprindem ceva pentru utilizarea cât mai rapidă a resurselor financiare. Normal că utilizarea resurselor din exterior sunt în mare măsură, în majoritatea cazurilor, legate de politici, condiționate de politici. Și cu părere de rău, unele politici, la unele ministere, departamente, cât din considerente subiective, dar există și măsuri obiective, nu se implementează la timp. Prin urmare, dezbursările și implementarea proiectelor investiționale cu organismele internaționale nu au executare totală conform prevederilor bugetare. Aici efortul Ministerului de Finanțe trebuie să fie în continuare ca monitorizare, în primul rând, a acestor procese care se produc în instituțiile publice, cât informarea la timp a guvernului, a ministerilor. La rândul său, guvernul și ministerul trebuie să ia măsurile într-o a executa tot ce este planificat și să nu ajungem la neacoperire, neutilizarea resurselor disponibile. Trebuie să ne învățăm de la foarte multe țări care au trecut prin etapa asta de dezvoltare, care astăzi sunt membri ai Uniunii Europene și toți la perioada inițială părerile de rău s-au confruntat cu aceeași problemă. Problema utilizării capacității de absorbție a resurselor. Când din bugete se absorbeau numai 30% medii, noi avem de unde lua lecții de la țările prietene din Uniunea Europeană și să evităm pentru viitor aceleași greșeli. În același timp, mecanismele care vor fi și sunt în demonitorizare de la Ministerul Finanțelor, cu ajutorul și implicarea tuturor altor ministere,
trebuie să rugă fix așa cum a spus comisarul domnul președinte, nu trebuie să împrumutăm, pentru că stăm să ne uităm la bani, plătim dobânzi, iar banii nu-și fac rolul. Nu sunt implementate, nu sunt investite acolo și nu dau acel răspuns care trebuie să fie de la ei. Noi deja, cu toate unitățile de implementare a proiectelor, luăm măsuri ca dezbursările din sursele de credit să fie numai atunci când noi suntem ferm convinși și în sumele corespunzătoare, că ferm convinși că vor fi rapid cheltuite. Nu să stăie în conturile unităților de administrare a proiectelor. Asta e cel mai rău, asta chiar îi dau în statului. Când împrumuți, plătești dobânzi și nu utilizezi banii. Asta urmează să lucrăm în comun, iarăși cu toate ministerele și departamentele implicate în proces. Există unele elemente care au fost menționate în raport și m-aș referi și la problema Moldova-Gaz. Ea a fost discutată, ea este soluționată, majoritatea de cazuri. Există o divergență minoră tehnică care e referentă calculului diferențelor de curs. Nu este o problemă de principiu. Când să acoperim sau să nu acoperim cele 4 milioane, Ministerul de Finanțe se află în discuții active cu companie și problema va fi soluționată. Referitor la alte probleme care au fost menționate pe parcursul discuțiilor și ele probabil să reflectă atât în partea ce privește executarea bugetului de stat, cât și raportul numărul 2, aferent datoriei de stat. Iarăși, domnul președinte, aveți perfectă dreptate, problema achizițiilor există în Republica Moldova. Nu ea numai la noi, dar în mare măsură instituțiile se stăruie să motiveze neexecutarea cheltuielilor la timp, reieșind din procedurile complicate, să spunem așa, sau care împiedică de a face la timp cheltuielile bugetare. Ce se referă la construcția de drumuri, aici noi avem două părți ale problemei. Este una partea achizițiilor din resursele fondului rutier, și partea se referă la achizițiile și construcțiile proiectelor mari, care depind deja nu în măsuri directe de noi, dar depind de procedurile și existente și litigiile existente cu finanțatorii din exterior. Acolo se utilizează întocmai regulamentele de achiziții conform regulilor băncii europene, băncii europene de investiții, băncii mondiale, și dacă se constată elemente de contradicții între participanții la licitații, sunt nevoiți să aștepte mult până se soluționează aceste conflicte și, prin urmare, părere de rău, suferim noi, care nu se încep lucrările efectiv. Și asta persistă, cu părere de rău, și anul curent la unei obiective deja planificate. În ce privește achizițiile din resursele bugetului de stat sau fondul rutier, aici noi deja, guvernul, parcursul anul acesta, a înaintat în Parlament, a trecut prima lectură un proiect de lege de modernizare generală a legislației cu privire la achizițiile publice, care simplifică și mult, simplifică mult aceste proceduri, mărește într-o măsură care de fapt aducem la cerințele zilei de astăzi și din inflația care a fost parcursul anului, mărește pragul când aceste licitații nu mai sunt necesare pentru unele cheltuieli și simplifică într-o măsură care procedurile în sine. Sperăm că modificările fiind votate în Parlament, acum, parcursul lunii iulie, vor permite ca să eliminăm acest obstacol în cheltuielile publice. De fapt, cheltuielile publice nu sunt și executarea lor care există. Trebuie să recunoaștem că noi încă avem probleme
nu numai, nu vorbesc numai de Ministerul Finanțelor, avem probleme în general în sectorul public referitor la planificarea lor corectă. Noi ne-am învățat toți să planificăm salariile, poate bine sau mai bine, dar sunt multe elemente în cheltuieli care planificarea lor necesită de dorit. Adică trebuie să lucrăm mult în această direcție, cu toate instituțiile, început de la unitate bugetară, cât de mică n-ar fi, e, și ridicându-l în sus. Și, noi tot planificăm, bugetăm în resursele financiare, dar de fapt trebuie să începem din natură, de la kilowatt pe unitate de consum, de la metru pătrat de spațiu pe colaborator și așa mai departe. Adică trebuie să stabilim niște norme de consum adevărate. Și asta se referă nu numai la instituțiile publice, școală, grădiniță și așa mai standarde de cost. Ăsta este un element stringent. Numai atunci noi vom putea, de comun acord, să analizăm corect utilizată instituția, corect planifică sau nu. În caz contrar, noi, pare de rău, acceptăm, având resurse limitate de oameni care să verifice tot, acceptăm cererile Ministerului Departamentului și Unităților și, pare de rău, există o ineficiență în utilizarea resurselor publice în general. În ce privește raportarea cu datoriile, aici, sigur că toate cele constatări sunt corecte. Noi ne asumăm responsabilitatea de a îmbunătăți administrarea. În același timp vreau să spunem că noi, Ministerul Finanțelor, Banca Națională în general, în raporturile cu instituții financiare internaționale, în primul rând Fondul Monetar Internațional, care monitorizăm lunar acest proces, noi nu avem probleme de divergență în sumele evidenței, adică în fiecare an se execută controle reciproce, verificări reciproce cu creditorii. Nu, până acum nu au existat niciun fel de probleme la stabilirea sumelor debitoare, adică datoriei de stat. Referitor la raportul cu privire la automatizare. Noi suntem în mare măsură de acord cu constatările și sigur ne dorim ca să avem cel mai perfect posibil sistem de administrare și automatizare a acestor procese. Dar există, în țară a fost implementat încă deja mai mult de 10 ani în urmă sistemul de înfas, care este un sistem utilizat de 10 de țări. Majoritatea țărilor ca Republica Moldova utilizează acest instrument de evidență a datoriei externe și interne. Deoarece e un instrument unificat, care este pregătit de comun acord cu principala instituție, cu Fondul Monetar Internațional și Națiunile Unite, reieșind din asta standardele introduse în acest mecanism, ne permit să vorbim în aceeași limbă de raportare cu instituțiile corespunzătoare. Ne dorim foarte mult și deja avem un program cu UNCTAD de a implementa următoarea versiune de înfas. Singura cauză care a fost și nu s-a făcut până acum este pur și simplu costurile. Ministerul de Finanțe, ca întotdeauna, este cel mai zgârcit cu el în sine. Și nu s-au alocat resursele corespunzătoare, care costă în jur de $250.000 implementarea noi versiuni a pachetului de înfas 6. Da? Asta deja este agreat cu donatorii și va fi făcut acest instrument, va fi implementat în Ministerul de Finanțe începând cu anul viitor. Da, s-a spus aici de colegii auditori că ar fi bine să elaborăm un pachet de sinistrator. Aici noi avem probabil opinii inițial diferite din următoarele considerente. Noi am încercat să facem la Ministerul Finanțelor un proiect cu trezorerie.
am încercat să o facem de sine stătător, fără ca să cumpărăm un pachet gata făcut, pentru că există trezorerii în zeci de țări care funcționează perfect și mai departe. Am încercat să o facem singur și până la urmă n-am făcut nimic. Am fost nevoit să închidem proiectul la sfârșitul anului și fără niciun rezultat palpabil, efectiv să fie văzut. Da. Din cauza asta și noi totuși suntem de părere că trebuie să ne mișcăm în direcția cumpărării unui pachet deja bine utilizat în foarte multe țări și să-l adaptăm la cerințele noastre. Fix același lucru noi planificăm în parcursul anului viitor. Va fi un proiect mare, să sperăm, cu Banca Mondială, pentru Inspectoratul Fiscal de Stat, unde iarăși vom intenționăm să cumpărăm un pachet gata de automatizare a proceselor în domeniul fiscalist, ca să nu inventăm ceva aici de nostru, pe urmă să avem probleme. Dar mișcarea va fi făcută, procesul merge și sperăm că implementarea tuturor recomandărilor care au fost prezentate de auditori să fie aduse la bun sfârșit, adică executate de către Ministerul Finanțelor și să vorbim de alte gen de probleme al viitor. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul ministru! Colegi, întrebări? Domnul ministru, dacă îmi permiteți, vreau să fac unele precizări. Deci, echipa care a efectuat auditarea sistemului informațional de ANFAS și altor aplicații utilizate la managementul datoriei publice nu s-a expus expres în raportul prezentat că Ministerul Finanțelor trebuie să procedeze anume așa, să facă ceva pentru el, care, un program separat, un soft separat, dar s-a exprimat în felul următor că dumneavoastră, cei care sunteți unica instituție a statului abilitată cu dreptul de a ține aceste registre, de a ține această evidență și de a efectua managementul datoriei publice, dumneavoastră împreună cu Ministerul de Resort, împreună cu probabil Cancelarea de Stat și alți actori implicați, Banca Națională, să decideți care va fi care. Tot în raport este scris că într-un document strategic este menționat că va fi investit în mijloace financiare pentru mai bună gestiune a managementului financiar public și este făcut trimitere în această hotărâre de guvern la DANFAS 6. Noi iarăși nu spunem trebuie sau nu trebuie, dar noi vă spunem că chiar procurarea versiunii 6.0 nu va permite să executați absolut tot ce e scris astăzi în legislație. După părerea noastră, Curții de Conturi și a echipei care a efectuat acest audit, în cazul când legea cu privire la datoria publică, hotărârea de guvern cu privire la implementarea acestei legi, prevede expres noțiunea de registru de stat, iar această noțiune nu coincide cu noțiunea legii speciale, care a fost adoptată înainte de elaborarea pachetului normativ de implementare legii cu privire la datoria publică. Noi vă propunem să vă gândiți, probabil, să discutați între toți actorii implicați, și să vedeți, la nivel de guvern, la ce concluzie ajungeți. În cazul când rămâneți că poziția așa cum percepeți dumneavoastră noțiunea de registru de stat și cu asta sunt toți actorii implicați de acord și guvernul decide, atunci trebuie de acceptat în lege, de făcut o excepție în legea cu privire la datorie publică despre acest moment. Și atunci noi nu o să avem pretențiile, adică poate nu-i bine spus pretențiile, atunci nu o să avem, pentru că noi examinăm prin prisma legii și cerinței noțiunii legii speciale cu privire la registrul de stat. Și iarăși, când o să luați decizia respectivă, cred că este bine să cântăriți că versiunea 6.0 nu va putea fi aplicată totalmente, reieșând de specificul național al managementului datoriei publice. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Dacă pot să răspund la... Sunt absolut de acord. Noi astăzi, într-adevăr, noi înțelegem foarte bine și îmi dăm seama că noi avem decizia noastră internă că vom trece la DANFAS 6. Asta, altă alternativă nu avem. Noi nu afirmăm că nu există alte produse. Poate există și altele, dar pot fi și costuri cu mult mai enorme decât când iei un instrument deja pregătit de Națiunile Unite. În ce privește modificarea legislației, foarte bine dăm seama că noi tocmai trebuie să executăm ceea ce există,
Dar ceea ce există cu timpul nu corespunde realităților, trebuie să modificăm. Și asta se va întâmpla. Nu numai în domeniul datoriei, dar și în multe alte domenii. Va fi necesitate de a modifica legislația. Liniștiți-vă dumneavoastră. Vă recomand. Da, mulțumesc. Domnul ministru, vreau să văd care este părerea dumneavoastră la recomandarea 11 din raport, care se referă cu Ministerul Finanțelor, de unul pentru principal de stat, vor elimina oportunitatea termenului de restituire a taxei valoare adăugată. Deoarece tot timpul auditorii sunt corectați, care recomandările, care sunt făcute către entități, ele să fie posibil de implementat, să fie reale. Eu am o opinie separat la recomandarea numărul 1. Să examineze, recomandări conduce Ministerul Finanțelor, să examineze în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat oportunitatea modificării termenului actual de restituire a taxei valoare adăugată pentru evitarea unor cheltuieli suplimentare în condițiile drepturilor acordate la acest capitol beneficiar. Indicăm că chiar acele dispoziții care au fost reformate în Inspectoratul Fiscal de Stat, agenții economici n-au operat niciun instanță, dar că nu sunt probleme, dar noi vedem că un risc poate să apară. Da, vă mulțumesc. Problema asta nu este o problemă a bugetului de stat. În primul rând, eu văd că problema din punct de vedere a unui agent economic. Pentru că dacă statul e dător bani, trebuie să se întoarcă. Pentru că ăsta sunt mijloacele lui circulante. Și cu cât mai repede statul întoarce banul agentului economic, cu atât mai bine în general pentru economie. Pentru că costul, până la urmă, de banului nu se aplică la costul de producție în general. Ar fi ideal că acest mecanism lucrează perfect ca în țările de vest, când depui declarația lunară și ai automat dezbursarea și restituirea TVA-ului. Cu păreri de rău, în procesul ăsta la noi în țară, în afară de lipsa surselor, se mai fac și fraude. Trebuie să recunoaștem. Se fac și fraude pe procesul ăsta, adică se prezintă documente care nu ar trebui să fie în procesul de rambursare. Și din cauza asta este necesar, pentru moment, procedura de verificare în prealabilă la agenții cu risc. Și noi am stabilit și prin legea anul ăsta am scurtat, de fapt, la 45 de zile de la 3 perioade fiscale, prin legislație, în 2014, este maximum perioada de distribuire TVA-ului 46 de zile. Sunt probleme, nu trebuie să recunoaștem. Bugetul nu este... Mulțumesc, domnul ministru. Alte întrebări nu sunt, luați locul. Deci eu vreau să vă spun că chiar am ascultat cu deosebit plăcere ce ați relatat dumneavoastră. Ați vorbit nu ca un ministru al finanțelor în apărare. Iată, asta nu e așa, auditorii nu așa și altfel. Destul de autocritic și destul de obiectiv ca un adevărat gospodar al managementului financiar din Republica Moldova. Vreau să vă spun că sunt plăcut impresionat. Este o doamnă, domnișoară, foarte nerăbdătoare. Poftim! Poftim, ușor. Hai, spun. Marta asistența unică, ce am vrut să adaug la 24 iunie. Am înțeles că ministrul nu prea vă asculte. Trebuie pus la punct când el e la tribună. N-am reușit să-l formez pe domnul ministru. Noi nu ajunge pe capul lui, știi, auditorii, membrii curții de conturi, dar și mă da vrei să-l dau. Nu, n-am reușit să-l formez pe domnul ministru că ieri a fost promulgat modificarea în lege prin datorie publică garanțiile de stat și recreditarea de stat, unde deja nu sunt prevederi că noi ținem registrele de stat. Datorită faptul discuțiilor cu echipa auditului și noi, fiindcă fiind în proces de modificare a legii,
Noi am discutat cu Comisia Buget și Finanță de profil și am decis că reșind din sensul rapoartelor care producem... Reșind din sensul rapoartelor care producem din sistemul informațional, ele nu sunt registre care sunt reglementate de legea respectivă și respectiv noi am schimbat noțiunea și abordarea. Vă mulțumesc frumos. Da, pentru precizare, mulțumesc. Poftim întrebări. Poftim auditorii, echipa, doamna Natalia, aveți ceva de adăugat? Nu. Pretenzii, entitatea față de auditor, față de curte de conturi? Nu sunt. Da. Poftim. Da. Mai colegi, vreau să profit o ocazie de chestii fondul de Europa Ministerul pentru a sensibiliza câteva momente care, parcursul câteva ani, au apărut în discuții, se reiterează anumite situații pentru o clarificare cine dorim noi ca audit extern. Eu sunt conștient de fapt și Ministerul Finanțelor este prima instituție în stat care este interesată în asigurarea regulamentare a finanțelor publice. Și aici mă adresez cu o problemă legată pur de minister, de activitatea ministerului și trei momente. Ministerul în calitate de regulator, la ceea ce Curtea de Conturi s-a referit în anii trecuți. Și corespondența noastră, cred că după asta ar fi mai constructive și n-ar fi atât de tumultoase care au avut până acum. Prima. Deci noi ne dorim și eu sunt sigur că conducerea ministerului este conștientă de faptul ca să standardizăm sistemul de planificare bugetară la capitolul venituri. Venituri indirecte, venituri indirecte, adică standardizarea procedurilor, proceselor, nu ca formulă, dacă regulament metodologic. Asta s-a regăsit și se va regăsi, cred că, sper, ultima dată în decizie de astăzi, că noi, într-adevăr, să avem o foaie de parcurs. Înțelegem, este o situație nu atât de simplă, dar oamenii se schimbă, dar trebuie create proceduri durabile. Doi. Deci, din trei misiuni de audit, la două misiuni o să găsesc diferite recomandări în aspect de evidență a patrimoniului. În special mă refer la patrimoniul, da, să revin la prima. Atât la nivel național, la macro nivel avem nevoie de proceduri, dar în special la micro. Teritoriile sunt dezarmate, ei nu cunosc cum se facă să, sub procesul de planificare bugetară la venituri, n-au instrumentariu, n-au regulamente, n-au metodologii. Problema 2. Deci mă refer la evidența patrimoniului, mai ales patrimoniul care a fost deetatizat, care și-a pierdut gospodarul. Iarăși, în special la nivel de entități teritoriale, locale. Sunt activi care trebuie luat la bilanță. Pășunii, iazuri, clădiri, edificii. Am vorbit, nu o singură dată, din păcate, nu avem modalități. 3. De 10 ani, noi am trecut la finanțarea și la evidența, la raportarea financiară în domeniul medical, pe gestiune economică. Astăzi nu este nici o gestiune economică așa relevantă, nici o gestiune bugetară. Este un simbioz. Ar trebui momentul ăsta de revenit asupra ei, lui, pentru că noi întâmpinăm dificultăți când încercăm să ne exprimăm asupra autenticității bilanțului unui spital sau chiar și același CNAM. Dorim ca Ministerul Finanțelor să se documenteze. Și ultima, ceea ce cred că vă doare, vă interesează, statutul auditorului public intern. Și ca statut, și ca motivare, dorește o redimensionare. Cu actualul cadru de salarizare nu vom implementa acest
instrument care este necesar atât la nivel central, cât la nivel local. Această persoană trebuie să fie la nivel de manager. El trebuie salarizat nu mai jos decât un șef de direcție sau poate chiar adjunct. Și atunci noi să găsim cadre competente, cu experiență, ca să completăm acest bine. În rest, eu cred că... Da, bine. Mulțumesc. Lucrurile pot fi remediate. Mulțumesc. Deci, la cele spuse anterior, aș vrea doar să dau că este o tendință pozitivă și deschisă la îmbunătățirea calității și managementului financiar în Republica Moldova. Și asta se vede cu ochiul liber, fără niciun fel de alte răstăcii. Dar mai sunt și alte probleme. Să zicem, veniturile bugetului de stat în anul 2013, cu regret, dar este cu 0,2 puncte procentuale, mai puțin decât în 2011, cu 0,4 puncte procentuale, mai puțin decât în 2018. Asta e comparația la PIB. 26 de feluri tipuri la capitolul colectare impozitelor au înregistrat o scădere. Care? Aici e foarte important și te trebuie și audit, de auditorii noștri, dar și ministerul de văzut care sunt aceste carențe la momentul planificării sau la momentul executării. Și aici este aici câteva zeci de impozite le-ați acumulat cu plus, asta e bine. 26 de poziții, au adus 361 milioane lei, mă rog. Dar, vedeți că este 29 de poziții, 26 de impozite. Care e problema? Ce a spus domnul ministru, este chestiunile astea de care apar pe parcurs, care nu pot fi propozate, sau la nivel de... Cum am zis la capitolul... La capitolul... Deci... Taxa pe valoare adăugată. Asta a fost o problemă. O problemă care a dus venituri cuiva în buzunarele lor, pe parcursul anilor, de sute de milioane de lei. Și eu sper că este actuala conducere a Ministerului, Guvernul va pune capăt acelor speculații care mai sunt în societate, cum îți poți rambursa, sau întoarce această taxă pe valoare adăugată, care este odcatul. Speculațiile cele la 800, la 900 de milioane care erau prin anii precedenți, la capitolul taxă pe valoare adăugată, asta te strânge în spate, într-adevăr. Și asta impune agenții economici de a cântări foarte bine. Să se lege cu acest stat, ori nu, în plan financiar. Să investească pentru viitor, ori nu. Și foarte drept a spus și domnul ministru, susțin 100% la acest capitol, că aceste surse financiare, dacă oamenii, agenții economici care fac investiții, care au de rambursat acest TVA, ar avea încredere că nu vor pierde ani de zile judecăți și odcaturi, dar îl primește imediat înapoi, el cu mare plăcere ar investi iar în ceva. Dar așa devine o sperietoare, dacă ajunge, să zicem, câțiva ani urmă, la 1 miliard de lei. Într-adevăr, dacă ar fi și la noi, bugetul am avea trilioane sau mai triliarde, și atunci ne-am mai gândit care e procentul acest miliard. Dar el e cam prea mult. Sigur că
colegii noștri auditori au făcut un lucru foarte bun. Mă bucur de faptul că pe parcurs, după cum au informat iată reprezentanții instituției și domnul ministru, s-a conlucrat în mod civilizat. În sfârșit, iată încet cu încet ne depărăsem de ambiții, de cele, să mă iertați să-mi spun un cuvânt care nu prea înfrumusețează, dar tâmpite. Noi nu venim nicăieri să căutăm neajunsuri. Noi trebuie să le scoatem la iveală, civilizat, corect, conlucrând cu entitatea, noi să ajungem la un numitor comun, iată cum de data asta, în acești trei rapoarte, destul de civilizat cu toate instituțiile Ministerului Finanțelor și să căutăm căi de înlăturare acestor carențe care le avem. Eu știi cum zice unul, nu chiar cel mai bun, poate nu cea mai bună pildă, dar mai spunea unul socialist, человеческим лицом. Păi iată, eu aș vrea ca o curte de conturi să fie așteptată de entități. Să fie așteptată, dar nu să fugă ei entitățile ca dracul de tămâi atunci când apar auditorii curții de conturi. Auditorii curții de conturi. Deci noi investim, facem tot ce este posibil, poate nu de ajuns, dar vrem să devină auditor la nivel de talie internațional. Și cred că încet cu încet noi vom face acest lucru și ei trebuie să ajute. Și iată, data asta, părintele, eu nu prea am auzit, poate n-am fost eu optim. Dar iată, ce s-a făcut în plan pozitiv, iată, în această perioadă cât ați lucrat la minister, adică la entitățile, iată ce s-a întâmplat. Ce? Cred că pentru viitoare rapoarte, iată, ce aici se întâmplă pozitiv în cadrul prezenței auditorilor la entitate, ele neapărat trebuie să fie ca o filă în raport, ca lumea să vadă, iată, în cadrul activității auditorilor s-a făcut asta, asta, asta. Ar fi un lucru foarte bun. Trebuie să arătăm și partea pozitivă. Nu, eu vreau să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră, atât a auditorilor, cât și, bineînțeles, a celor care muncesc în acest domeniu. Deci, vă doresc sănătate, succes și ziua de astăzi să fie o zi de succes pentru Republica Moldova. Da, vă mulțumesc frumos, la revedere!